De exemplu, că justiția, DNA în cazul ăsta, v-a chemat să depuneți mărturie în dosarul lui Gheorghe Ștefan. Este fost ministru, este normal. Fost ministru al dezvoltării. Da. Ce v-au întrebat mai exact? Cum funcționează un program 577 în baza căruia în Neamț procurorii presupun că o firmă care a câștigat o licitație cu o primărie din Neamț, pentru că nu ministerul făcea licitație și acea licitație a fost câștigată în 2009 când eu nu eram ministru, presupun că acea firmă era o firmă din apropierea domnului Gheorghe Ștefan. Și întrebările au fost și mi-a făcut plăcere să explic mecanismul prin care se alocă banii de la Ministerul Dezvoltării către lucrările din teritoriu. Întrebările au fost despre acest mecanism. Aveți în continuare calitate de martor în acest dosar? Da, categoric. Nu s-a schimbat? Nu. Și nici nu văd cum ar fi posibil să se schimbe. V-au prezentat procurorii sau ați putut consulta cu avocații dumneavoastră în registrări? Da, nu am avut avocații. În dosar? N-ați avut avocații? N-am considerat că am de ce. Există în acest dosar înregistrări între dumneavoastră și Gheorghe Ștefan despre, pe tema distribuirii fondurilor de la minister? Ați avut astfel de discuții cu primarul din Piatra Neamț? Păi, acesta este motivul pentru care am depus eu mărturie. Care? Ca ministru, faptul că există în dosar declarații, înregistrări dintre Gheorghe Ștefan și ministrul Naudra legat de alocările de fonduri pe programul de apă și canal. Dar astfel de discuții le-am avut cu toți primarii, la telefon sau la minister sau în teritoriu, în vizitele lor. Astfel de discuții le are un ministru cu toți parlamentarii, deci când te duci ca ministru, când mergeai în parlament și când mergea cu, presupun că domnul Dragnea, se întâmplă la fel, toți parlamentarii vin și te roagă să faci cumva, să ajuți ca lucrările din colegiile lor să fie finanțate. Și eu, spre exemplu, spuneam că mi-aș dori foarte mult ca domnul Dragnea să finanțeze linia de centură din municipiul Roman, pentru că a rămas fără finanțare. Deci astfel de lucruri sunt legale și se fac în mod firesc, pentru că așa se fac alocările, nefiind suficient de mulți bani pentru toate lucrările. Ministrul este cel care decide câți bani merg pentru fiecare lucrare în parte. Problema pe care au pus-o procurorii a fost dacă firmele care lucrau pentru acele proiecte de canalizare erau sau nu firme apropiate de domnul Gheorghe Ștefan. Ce vă spunea în aceste discuții? Înțeleg că există înregistrări cu astfel de discuții la dosar. Ce vă spunea mai exact domnul Ștefan? Ce răspundeați dumneavoastră? Nimic. Eu i-am spus domnului Ștefan că au venit, că s-au făcut alocările pe programul de apă și canal la nivelul țării și că în județul Neamț, lista, așa cum s-au împărțit bani, este o listă pe care o fac... L-ați sunat dumneavoastră pe domnul Ștefan? Nu, sau invers? Domnul Gheorghe Ștefan. Și e ce, v-au dat de înțeles procurorii că ar fi ceva incriminator la adresa dumneavoastră? Nu, adică nici într-un caz. Nu, v-am spus. Care ar fi preocuparea procurorilor sau ce înțeleg din ce mi-au spus dânsii că ar fi acolo o îndoială pe care ar avea-o, că firma care câștigase licitația într-o comună, dar încă o dată, licitațiile le făceau comunele, nu ministerul. Nu consiliile județene. Nu consiliile județene, le făceau chiar autoritatea locală, primăria. Că firma respectivă, o licitație în 2009 când eu nu eram ministru, că firma respectivă a fost o firmă apropiată de Gheorghe Ștefan. Asta nu mai este treaba mea. Nu e treaba mea ce firme lucrau în țară, pentru că nu noi făceam licitații. Deci, da, vi s-ar putea reproșa la o adică că făceați alocări preferențial. Este exclus să se întâmple așa ceva, pentru că eu sunt singurul ministru care a introdus criterii de prioritizare. Dar de ce ar fi așa de exclus dacă dumneavoastră ați candidat în Piatra Neamț? De ce ar fi așa de exclus? Păi, v-am spus de ce. Pentru că în mandatul meu s-au introdus criterii de prioritizare pentru investiții, adică, în momentul în care am ajuns ministru, erau investiții începute în toată țara de 2 miliarde de euro, iar bugetul anual era cam de 200 de milioane. Ca să împarți 200 de milioane, 2 miliarde, era evident că era imposibil. Și atunci am stabilit, ca să nu fie criterii aleatorii, la bunul plac al funcționarilor din minister, că nu stă un ministru, presupun că nici domnul Dragnea nu sta, sper că nu-și pierde vremea să stea el să aloce sumele, ca să nu existe criterii arbitrarii, am dat un ordin de ministru prin care am spus care sunt criteriile obiective după care se alocă acești bani. Asta am explicat și domnul procuror pentru a înțelege
înțelege cum merge acest mecanism și astăzi, presupun că merge la fel, și vă spun acum dumneavoastră că pentru a scăpa de această problemă, alocările de bani de la guvern către teritoriu, trebuie făcut un lucru simplu pe care l-am cerut de când era ministru. Trebuie ca aceste programe să nu mai depindă de ministere, de guvern. Trebuie să depindă de autoritățile publice locale. Pentru că nu e normal un ministru la București să știe dacă într-o comună trebuie făcut o bucățică de drum atât sau trebuie făcut sală de sport sau trebuie adus apă și canalizare. Asta trebuie să știe cum e în comuna Cornu, de exemplu, unde jumate din comuna Cornu, ca să vedeți. S-au dus către acea comună. Da. Deci ăsta este un lucru pe care la vremea când domnul Dragnea era președinte Consiliul Județean, îl agrea foarte tare și cerea ca aceste programe să fie gestionate în teritoriu și nu la guvern, ceea ce eram cu totul de acord. Astăzi, când este ministru, nu mai este de acord și împarte banii de la București. Mai rămânem o secundă la aceste audieri, în acest dosar. E adevărat că ați mers la audierile de la DNA, de la începutul lunii octombrie, adusă fiind cu mașina de fostul soț, Dorin Cocoș? Nu, este exclus. Sunt ziariști care susțin că l-au văzut acolo pe domnul Cocoș. Este oficială cu care călătoresc și acum, care merg și acum. V-ați este imaginile, nu s-a și comentat la vremea aceea.